cursul zilei de astăzi, 637 de forțe sunt mobilizate pentru asigurarea celor 559 de secții de votare, dintre care 219 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, 241 de polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Constanța, 93 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, 78 de pompieri din cadrul ISU Dobrogea, precum și reprezentanți ai altor structuri ale MAI. Astăzi, în jurul orei 8 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodar s-au autosesizat despre faptul că pe o rețea de socializare un bărbat a continuat campania electorală, prin aceea că ar fi îndemnat alegătorii să voteze anumiți candidați la Camera Deputaților și a Senatului. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 4.500 de lei. Totodată, în jurul orei 9, polițiști din cadrul secției 4 au fost sesizați de către președintele unei secții de votare cu privire la existența unui incident electoral. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un membru al comisiei de votare ar fi înmânat unui bărbat un buletin de vot pentru Camera Deputaților și două pentru Senat, pe care acesta le-ar fi introdus în urmă. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.